Vin informații noi de peste ocean, doamnelor și domnilor. Donald Trump tocmai s-a trezit în fața realității de care se temea cel mai mult. Joe Biden a preluat conducerea în Pennsylvania. Potrivit informațiilor pe care le avem până în acest moment, democratul are cu peste 5500 de voturi mai mult decât actualul președinte. Mai sunt de numărat doar 5% din sufragii, iar dacă lucrurile rămân așa, cei 20 de electori alocați Pennsylvaniei sunt suficienți pentru ca Joe Biden să devină președinte. În această dimineață, el a trecut în frunte și în Georgia, un alt stat cheie, unde are peste 1000 de voturi în plus. Este o atmosferă încărcată peste ocean, unde de 3 zile au loc manifestații în marile orașe. Au fost confruntări sporadice cu forțele de ordine și 10 de protestatari au fost arestați. Și în timp ce Donald Trump pierde teren în statele cheie care i-ar fi putut asigura câștigarea alegerilor, crește și disperarea susținătorilor săi, mai ales acolo unde actualul locatar de la Casa Albă a câștigat. 150 de admiratori au ieșit în stradă la Miami ca să-l asigure de sprijinul lor. It's completely obvious who's stealing it, and the fact is, all these people around here, we're not about to let that happen. 4 more years! 4 more years! They come 4 years! Bad things, and we have a lot of information coming. The Democrats are trying to steal this election, overthrow this country, and take down the president. To me, it is wrong. Situație tensionată așadar peste ocean. Discutăm despre ce se întâmplă acolo cu domnul Corneliu Biola, profesor de studii diplomatice la Universitatea Oxford, în direct acum cu noi. Bună ziua, domnule profesor! Bună ziua și mulțumesc frumos pentru invitație! Vedem așadar cum se schimbă lucrurile de la o oră la alta. Iată, Joe Biden este în fața lui Donald Trump în 2 state cheie, în Pennsylvania mai nou și în Georgia. Vorbim despre state care vor asigura până la urmă fotoliul celui de la Casa Albă pentru următorii 4 ani. Cum vedeți situația de acolo din Statele Unite? Situația asta vrem de rămâne în continuare tulbure. Deci se așteptau în baza rezultatelor din Pennsylvania și din Georgia, se aștepta această schimbare. Situația din Georgia încă nu este foarte clară. Pot interveni 2 probleme. Deci una este că se așteaptă niște voturi de cele absente din zona militară, care de obicei favorizează republicanii. Deci ceea ce vreau să spun este că numărătoarea poate să schimbe înapoi în partea lui spre Trump. A doua problemă cu Georgia este că rezultatul este foarte strâns, în jur de 1000 de voturi, și din cauza aceasta, automat, în anumite stăți, e legislație locală, când numărul este foarte strâns, automat se face renumărătoare. Deci se întâmplă treaba asta, deci situația în Georgia rămâne puțin strânsă din aceste 2 motive. În Pennsylvania mai intervine un factor, faptul că administrația președintelui Trump a solicitat ca voturile care ajung prin poștă după data alegerii, deci 3 noiembrie, să nu fie incluse în numărătoare. Deci asta poate să schimbe puțin votul final. În momentul de față, Biden are în jur de 5.000 de voturi și s-ar putea să încheie chiar mai mult. Și voturile care au ajuns după 3 noiembrie sunt puse separat, în caz că Curtea Supremă vrea să intervină în acest lucru. Curtea Supremă a spus un singur lucru, că toate voturile pot fi numărate atât cât au ajuns la 3 zile, deci până mâine, până astăzi, vineri. Au ajuns 3 zile de la data alegerii. Sunt câteva chestii tehnice Dar, în principiu, treaba se îndreaptă foarte clar spre o președinție Biden, dar nu a fost depășită încă mai câteva faze procedurale care trebuie clarificate. Și știm de ce Donald Trump a cerut acest lucru în legătură cu acele voturi prin poștă, pentru că știm că aceste voturi vin din partea democraților cel mai mult. Absolut. Absolut. Deci asta a fost de la bun început și este o încercare de delegitimizare a procesului electoral. Deci asta a văzut și în discursul dânsului aseară, care a fost contestat de o parte din republicani. Deci creează aparența unor tactici a la Lukashenko. Deci un om care pierde astfel de alegeri și asta a fost frica cea mare pentru cei care sunt implicați în procesul electoral, pentru că la un moment dat se ajunge o situație în care procesul electoral, nici nu ai nevoie de dezinformare din partea Rusiei ca să submineze aceste alegeri, și această dezinformare vine exact din Casa Albă. Și ca să vă dau câteva exemple ce înseamnă dezinformare, s-a spus, de exemplu, că președintele Trump a spus, de exemplu, că republicanii nu aveau observatori în Pennsylvania. Asta este total fals. Chiar ei ieri au deschis un proces în care judecătorii au întrebat dacă au observatori în zona electorală și, într-adevăr, ei au recunoscut. Deci, dezinformare clară. A doua dezinformare, care e foarte importantă, este că voturile venite prin poștă sunt vulnerabile la fraudă. Deci un think tank, Heritage Foundation, care este afiliat cu Partidul Republican, a făcut un studiu pe acest lucru și a descoperit că probabilitatea de a face fraudă, de a comite fraudă electorală prin vot, este de 0 urmat de 6 zerouri, 0,0000007. Deci este la aceeași probabilitate ca a fi lovit de un asteroid, ca să poți să comiți fraudă în Statele Unite. Deci au evaluat 36 de ani de votat prin poștă și au ajuns la probabilitatea de a comite fraudă, este la echivalentă cu a unei persoane să fie lovită de un asteroid. Deci e foarte mică. Deci s-a amplificat negativ pentru că președintele Trump era interesat, știa că va pierde votul și încearcă să delegitimizeze în stil foarte, foarte toxic, foarte nociv pentru democrația americană și nu numai. Apropo de aceste discursuri, aș vrea să facem o comparație între discursurile lui Donald Trump și discursurile lui Joe Biden după ce s-au închis secțiile de votare, după ce au început să fie numărate buletinele de vot. Prima dată l-am văzut pe Donald Trump declarându-se câștigător. Nici măcar nu erau câteva rezultate parțiale oficiale și Donald Trump se declara câștigător. Pe de altă parte, l-am văzut pe Joe Biden, ponderat în declarații, nu a spus absolut nimic în legătură cu rezultatele. Am văzut că a insistat Joe Biden pe acea frază, acea propoziție, fiecare vot trebuie numărat. Și fiecare vot contează. Am văzut două discursuri total diferite din partea celor doi candidați. Absolut. Deci asta reprezintă strategia de comunicare din partea lui Biden, care de la bun început, de când a început campania electorală, a încercat să evite să practice același tip de discurs ca președintele Trump. Deci a încercat să creeze un contrast cât mai vizibil. Deci fără insulte, cu respect, cu empatie pentru... Deci asta era persoana pe care politica a încercat să definească singur. Și asta vine de ce s-a întâmplat aseară, prin discursul pe care l-a promovat, el același lucru în care să prezinte, să promoveze cumpătare, să promoveze, să nu inducă la polarizare. O parte din discursul domnului Trump aseară este foarte periculos. Era o îndemnare mascată în anumite, la violență. La un moment dat spunea că normal că unii oameni din Pennsylvania simt nevoia acum să recurgă la violență, deci era o chestie foarte transparentă. Deci nu se face un astfel de... Deci imediat Biden a intervenit și a încercat să... și a susținut ideea ca toată lumea să rămână calmă. Viitorul președinte va fi decis prin vot. Și procesul în continuare continuă. Și apropo de chestia asta, am văzut că Donald Trump a și fost taxat de televiziunile din America în timpul discursului. Foarte multe televiziuni au întrerupt transmisiunea discursului lui Donald Trump și prezentatorii de acolo chiar au vrut cumva să demonteze toate acuzațiile nefondate și toate acele afirmații false pe care actualul președinte de la Casa Albă, încă președintele Donald Trump, le-a făcut în discursul de aseară. Absolut. Deci, chiar de săptămâna trecută a fost un articol publicat în Action, în care s-a speculat această idee că va încerca să declare victorios înainte de numărarea voturilor ca să declanșeze o anumită narațiune comunicațională. Imediat toate jurnalele au încercat să se replieze la această situație și au devenit un cod de bun practici care cum să reacționeze. Pentru că în momentul în care tu promovezi un astfel de discurs, tu declanșezi, pui niște acțiuni în mișcare care sunt bazate pe informații false. Și în momentul în care ulterior vii și spui, da, stai puțin că totuși erau false, procesul s-a mutat înainte. Asta era responsabilitatea jurnalelor și televiziunilor aseară, ca să nu creezi o situație în care tu împingi procesul într-o direcție care se baza pe absolut, cum spuneam, informații care nu au legătură cu suport faptic. Mulțumesc foarte mult, domnule Corneliu Biola, pentru această intervenție și pentru toate detaliile și, bineînțeles, așteptăm ca multă lume de altfel să aflăm până la urmă cine va ajunge la Casa Albă pentru următorii 4 ani. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc frumos! Bună ziua!